prima vedere nu ți-ar trece prin minte că o femeie strălucitoare, așa cum este Gabriela, a fost la un moment dat pusă la pământ de un divorț. S-a ridicat, s-a reinventat și a hotărât să ajute și alte femei să-și găsească speranța și vindecarea prin programul Călătoria Divorțului. A fost o căsătorie lungă, 20 de ani de căsătorie, în care, sigur, oamenii se dezvoltă și cresc și uneori nu cresc la fel. Concluzia mea după divorț a fost că un divorț nu înseamnă neapărat ruptura între doi oameni care nu sunt buni sau că unul e rău sau altul nu e bun. Poate fi o despărțire între doi oameni buni, în schimb relația dintre ei să nu mai fie bună. Eram studenți, eram la început de drum, la început de carieră, medici amândoi, deci practic aveam dorința să construim ceva așa cum știam că se întâmplă, până ce moartea ne va despărți. Deci am plecat cu premisele și cu intențiile cele mai bune la drum. Dar de-a lungul anilor, sigur că au apărut tot felul de priorități la fiecare, legat de știu ce-și dorea, de valorile cu care am plecat la drum. Nu neapărat că cineva nu ar fi vrut să se schimbe ceva, însă cumva viața ne-a dus în direcții diferite. Iar când ajungi să trăiești lângă cineva care are alte valori decât ai tu, care vede viața altfel decât o vezi tu, acea relație poate deveni toxică, te poate încurca la un moment dat, poți să simți că nu mai evoluezi acolo unde vrei tu să ajungi. E greu să-ți dai seama când acea stare devine toxică. Însă sfatul nostru atunci când ne confruntăm cu asemenea trăiri este să analizăm o perioadă de timp, o zi, o săptămână, o lună. Cum ne simțim? Cum ne simțim noi în relație? Dacă tragem o linie, e mai mult pe pozitiv sau mai mult pe negativ? La sfârșitul zilei, mă culc fericit sau mă culc amărât? Mă culc încărcat și bucuros că sunt în relație sau simt că pur și simplu mă sfârșesc în acea relație? La momentul acela simțeam că nu sunt împlinită și era atât de șocant, pentru că din afară viața mea era perfectă. Adică eram în topul unei companii americane, aveam o viață de familie de 20 de ani, aveam un copil mare, casă în nordul Bucureștiului, vacanțe în străinătate, prieteni, grătare, deci cam tot ce poate visa cineva care zice, da, domnule, am ajuns la apogeul vieții mele. Și în interiorul meu simțeam un mare, mare gol. Simțeam că parcă nu trăiesc viața mea, parcă trăiam viața pentru altcineva și nu pentru mine. Și cam după o perioadă în care am încercat să înțeleg de ce nu simt bucuria vieții, am realizat că, de fapt, începeau colții depresiei să apară și era semnalul că viața mea trebuia să se schimbe, trebuia schimbată. Ăla a fost momentul în care am decis că divorțul ar putea fi o soluție. M-am prefăcut că sunt puternică, timp de aproape 9 luni, când m-am trezit într-o depresie severă. Și atunci a trebuit să recunosc că nu sunt atât de puternică și că sfatul acela, hai fruntea sus, nu ești nici prima, nici ultima, nu funcționează. Simți că te trezești dimineață fără vlagă, simți că parcă ai bateriile golite, simți că nu te mai bucură nimic din ce urmează să faci în ziua respectivă. Ăla e cam semn că e cazul să vorbești cu cineva, pentru că nu e normal. Pentru că lumea crede că depresia e un moft, însă depresia este o boală, iar un doctor poate să-ți explice cum serotonina, nivelul de serotonină, receptorii care primesc această substanță sunt defectați, adică la fel cum în cazul unui infarct miocardic ai o problemă sau în cazul unui ulcer ai o problemă organică, la fel și în cazul depresiei există o problemă la nivel biochimic care produce această depresie. Lumea din popor, din folclor, consideră că depresia e fiță, dar nu e fiță, e o boală și de asta se tratează cu medicamente, se tratează cu timp, cu repaus. Mi-am dat seama când plângeam la volan că lucrul ăsta este dus dincolo de ceea ce aș putea să accept. Mi-am dat seama că am nevoie de ajutor și m-am dus direct la psihiatru, la o prietenă de-a mea, care mi-a zis, trebuie să faci ceva, pentru că dacă nu ai să intervii, ai să-ți pierzi și job-ul și atunci chiar că te duci la fund. Și asta a fost așa un semnal în care mi-am dat seama că chiar mă joc, dar nu mă pot juca cu sănătatea mea, cu situația mea, cu cei din jurul meu. Dar lupta Gabrielei cu depresia nu a afectat-o numai pe ea. Monica, fiica ei, care atunci era doar o adolescentă, a fost la rândul ei afectată de întreaga situație a divorțului. Cu copilul a fost mai ușor, pentru că la vremea era mare, avea 16 ani jumătate, deja văzuse multe cazuri la școală de copii căror părinți divorțaseră, n-a fost ceva nemai auzit. Ea chiar a înțeles când am discutat despre divorț și a spus, da, cred că e o decizie bună, este evident că nu mai sunteți fericiți împreună.
Ce a urmat însă a fost o perioadă grea și pentru ea, în perioada în care eu n-am putut să fiu lângă ea pentru că nici nu am știut ceea ce știu acum și nici nu eram în starea medicală potrivită să o ajut pe ea. Dacă un copil trăiește lângă un părinte în depresie, vrând nevrând, la un moment dat va intra și în depresie. La mine s-a întâmplat așa cum spuneam, dat fiind faptul că eu am stat foarte multă vreme într-o stare de depresie, la un moment dat și Monica, fiica mea, a intrat într-o stare de depresie. Iar lucrul ăsta a fost mult mai traumatizant decât depresia mea, pentru că orice adult știe că poate își mai înăbușe emoțiile, poate își mai riscă sănătatea, însă niciodată n-ar face în mod conștient lucrul ăsta pentru propriul copil. Și atunci e bine să fie cineva acolo și să spună ai grijă la copil. După divorț a urmat o perioadă de căutare. Asemenea multor persoane care trec printr-un divorț, Gabriela simțea nevoia să umple golul lăsat de separarea de fostul ei soț. Ca multă lume care divorțează, a fost așa o alergătură de a găsi pe altcineva, imediat dacă se poate. Și cumva, acum îmi explic de ce, pentru că rămâne un loc gol în suflet. Ești învățat să ai pe cineva lângă tine, în viață, în pat, în casă, în concedii și atunci imediat începe o nebunie să găsești pe cineva. Și lucrul ăsta acum îl văd foarte ușor și foarte la rece. Sunt 5 ani de atunci. Sigur că în 5 ani am cunoscut mai multe persoane de-a lungul timpului și cumva, uitându-mă acum în urmă la aceste persoane, îmi dau seama și cum am trecut eu prin procesul de vindecare. Pentru că au fost inițial persoane care semănau mai mult cu mine cea de atunci, iar acum sunt persoane care seamănă mai mult cu mine cea de acum. Pentru că, până la urmă, așa cum un psiholog renumit spunea, cum îți dai seama că nu atragi persoane la fel ca cea dinainte, că asta e cea mai mare frică a oamenilor, să nu cumva să-mi atrag un partener la fel ca cel dinainte, răspunsul lui a fost, dar cum îți dai seama că tu nu mai ești cel dinainte? Pentru că, evident, atragem ceea ce suntem. Și cumva, uitându-mă la partenerii pe care i-am întâlnit în această evoluție, în această călătorie a divorțului meu, mi-am dat seama cum eu m-am vindecat de-a lungul timpului.